Hai salutare națiune și bine ai venit la un nou clip și astăzi facem iar recenzia unui parfum și vorbim despre Narciso Rodriguez For Him Eau de Parfum. Este concentrația, deci vorbim despre varianta din 2012. Originalul For Him în concentrație de toaletă a apărut în 2007, îl știe toată lumea deja, iar în 2009 a apărut a doua variantă și anume Narciso Rodriguez for him mask. Iar ăsta este cel de-al treilea. Să vorbim un pic despre Narciso Rodriguez. Narciso Rodriguez este un, hai să spunem, un creator de modă de origine cubaneză, este cetățean american dar cu origini cubaneze, iar numele său complet, dacă vreți, este Narciso Rodriguez al III-lea de, așa se botează copiii în America de Nord, un cetățean care și-a creat un nume foarte important în industria de modă, un cetățean care a câștigat foarte multe premii, 2002-2003, de exemplu, au fost primele premii pe care le-a câștigat ca și creator de modă, primul parfum lansat de acesta a fost un parfum de damă, și anume Narciso Rodriguez for Her, în 2003. L-a lansat în același timp cu cei de la Shiseido, iar în 2007 a lansat, după cum bine știți, Narciso Rodriguez for Him. Celebru, ultracunoscut parfum pe care foarte multă lume îl adulează în mediul online. Noi astăzi vorbim despre uh, varianta E de parfum, un uh, parfum uh, interesant, aș îndrăzni să spun, dar uh, nu captivant. Se bucură de foarte mult hype în mediul online. Și sincer să fiu, utilizându-l, testându-l, eu unul personal nu am înțeles de ce se bucură de atât hype acest parfum. Vorbim despre un parfum care are în compoziție elementul central al casei Narciso Rodriguez în materie de parfum și anume Moscul, Moscul alb, care este omniprezent și în acest parfum. Avem uh, floare de iris și avem piper roz. Asta este compoziția acestui parfum, este un parfum floral, un parfum bărbătesc floral, un parfum care promite foarte multe, cel puțin dacă stai să citești materialele promoționale și de marketing referitoare la el, dar care din punctul meu de vedere nu prea livrează și o să vă spun de ce. În primul și în primul rând, compoziția este simplistă. Asta nu este o problemă pentru mine, nu mă deranjează, nu întotdeauna dacă ai cât mai multe elemente într-un parfum, transformă parfumul ăla automat în ceva senzațional. Nu. Există parfumuri cu elemente puține care pot să facă din parfumul ăla ceva cu adevărat senzațional și, exemplu, cel mai lovent și cel mai bun este formularea clasică de la Eau Sauvage Parfum, dacă vreți, care are trei elemente în combinație și fac din parfumul ăla ceva absolut demențial. Ăsta însă, din punct de vedere al mirosului, pe mine nu mă cânt absolut deloc. Deschiderea este una foarte ciudată. În primul și în primul rând, ai impresia că la început, în primele minute, miroși și nu exagerez. Amoniac. Într-o oarecare măsură. Într-o oarecare măsură. Este un miros foarte greu de înțeles, foarte, foarte pestilențial, a zice. După care ă, ai impresia că parfumul este un parfum de tip verde, un parfum bazat pe tonuri verzi, pe iarbă, de exemplu. Ă, îți transmite senzația, aia. deși nu conține acest lucru în el, dar îți creează senzația că este un parfum verde și bineînțeles te întâmpină nota de iris, care este absolut, absolut colosală în parfumul ăsta, un element care propriu zis preia conducerea și nu-i prea dă drumul absolut deloc pe timpul purtării, Condimentată cu niște piper roz, și bineînțeles totul pe o bază de Mosc alb. Pentru că Moscul, așa cum am spus, este obsesia lui Narciso Rodriguez în materie de parfumerie. Este o notă foarte bună, Moscul, în special în combinație cu alte note în parfumerie, dar aici este totuși un pic exagerat, și din cauza asta s-ar putea să ai la un moment dat tendința. Că parfumul este ceva, sau se transformă în ceva, nu știu, animalic. Cam asta ar fi, de fapt asta este senzația pe care mi-o transmită mie. Și de aici probabil și, hai să spunem, lipsa mea de extaziere când vine vorba despre acest Narciso Rodriguez For Him variantă de parfum. Un alt aspect important este faptul că acest parfum este foarte linear. În principiu, cam după ce depășești acele prime minute, când mirosul este absolut insuportabil din punctul meu de vedere, dar să zicem că faci față și depășești acele minute, din momentul ăla tot ceea ce primești este tot ceea ce vei primi până la sfârșit. Este un parfum linear. Este un parfum care n are da, absolut nicio treabă cu tranziții cu schimbări cu chestii de genul ăsta cu blablauri de genul ăsta. Deci miroase de la început până la sfârșit similar. Problema este însă și performanța. Mai ales că marea majoritatea consumatorilor au. Așa cum am mai spus de multe ori în clipurile mele, falsa impresie că dacă îți E de parfum, e automat mai bun decât un E de toalet. Iar aici, exact chestia asta se și întâmplă. E de parfum nu este mai bun decât un E de toalet. Din punct de vedere al performanței, eu cu parfumul ăsta la nivelul pielii mele, scot undeva între 6 și 8 ore o proiecție, a spune bună la început, după care parfumul se trage din ce în ce mai mult către piele. N-a spune că este o proiecție exagerată, n-a spune că este o proiecție bombastică, n-a spune că lași dâră după tine cu acest parfum, dar proiectează suficient de bine. Din păcate însă performanța nu este punctul forte al acestei variante EDP. Din contră, varianta EDT, originalul For Him, ăla da, ăla chiar ține mult și bine pe piele. Și mai mult decât atât, dacă îți place nota de violetă, îți recomand să încerci varianta EDT. Mai există și ultimul apărut acum, Narciso Rodriguez For Him Blue Noir, dacă nu mă înșel să se, se, se numește. E bine, ăla este o variantă uh, și mai slabă din punct de vedere al performanței față de original. Uh, este o variantă acuatică, dacă vreți, o reinterpretare acuatică și, sincer să fiu, nu vi l-aș recomanda nici pe ăla. Dar parfumul ăsta, așa cum am zis, se bucură de foarte mult hype. Iar eu, din punctul meu de vedere, nu pot să fiu de acord cu acest hype în special când te uiți la recenzii în uh, YouTube, uh, la toți uh, specialiștii de online, care îți conferă tot felul de metafore și de hiperbole la adresa acestui parfum. Iar eu nu pot să înțeleg de unde. Din punct de vedere al complimentelor, sincer să fiu, n-am primit complimente portând acest parfum. Nici măcar din partea lui nevastă-mea. Doi la mână, mirosul în sine... Nu este rău, să ne înțelegem foarte clar. Dar nici nu este ceva wow. Nici nu este ceva, nu știu, unic, dacă vreți. Pentru că am văzut foarte mulți folosind și termenul ăsta, că este unic. Nu, nu este absolut deloc unic. Tot timpul când l-am purtat, am avut impresia că am mai mirosit ceva similar. Într-o măsură mai mare sau mai mică cu acest Narciso Rodriguez For Him de parfum. Și unul dintre acele parfumuri care mie mi a venit în cap a fost uh, Lalique uh, Pure Om, capul de leu, pentru cei care îl dețin în colecție. Nu este același miros, dar oarecum sentimentul oferit este similar. În plus la nivel de performanță la Lipu se comportă mult mai bine decât asta. Nu știu, e chestie de preferință personală, de gusturi și așa mai departe, dar din punctul meu de vedere, cel puțin, la nivelul pielii mele și pentru gusturile mele, acest Narciso Rodriguez, for him, în variantă EDP, sincer să fiu, nu-și merită hype-ul, nu-și merită laudele. Mai mult decât atât, nu-l văd uh, ca fiind un parfum foarte versatil, un parfum mai degrabă de vreme răcoroasă, un parfum de vreme rece, un parfum uh, de ținută, hai să zicem, casual, business casual. Nu m-aș vedea uh, purtând acest parfum, de exemplu, la o ținută de ocazie. Sincer și cu siguranță nu văd acest parfum ca fiind un parfum pentru persoane mai tinere. Din contră îl văd ca un parfum pentru persoane, pentru bărbați mai maturi. Asta este. Este un parfum care pe mine nu mă extaziază absolut deloc. S-ar putea să vă placă unora dintre voi, este strict problema voastră, dar din punctul meu de vedere nu-și merită la odele. Și cu atât mai puțin prețul. Pentru că să ne înțelegem foarte clar, parfumul ăsta în mediul online se găsește la prețuri undeva de la 300 de lei în sus, la sticlă de 100 de mililitri. Iar din punctul meu de vedere nu merită acești bani. De banii aia puteți să cumpărați cu totul și cu totul altceva și sunteți mult mai câștigați. Mulțumesc pentru vizualizare, națiune! Ne vedem data viitoare într-un alt clip. Până atunci, îți urez ca întotdeauna toate cele bune. Numai bine!